Bună seara! Da, bună seara, doamnelor și domnilor, iată-ne din nou împreună. Chiar mă concentram pe ceea ce vrem să discutăm astăzi seara de fapt și drept, nu-i așa, Cristina? Într-adevăr. De ce zâmbești așa? Bună seara, bună seara! Ne pare bine că suntem din nou alături de dumneavoastră, astăzi, seara sau săptămâna aceasta cu o zi mai devreme. De ce acest lucru? Pentru că am colega care trebuie să plece în delegație. Da, e o chestiune foarte, foarte importantă. Oricum, este ceva legat de locul de muncă, așa că nu puteam să ne vedem mâine seară și am zis, decât să pierdem săptămâna, mai bine să ne vedem cu o seară înainte. Și începem, ca de fiecare dată, prin a mulțumi Romi TV că ne primește alături de echipă, da, să zicem așa, și prin această modalitate ne dă ocazia să fim alături de dumneavoastră, măcar o dată la două săptămâni, să vă spunem ce mai este nou din punct de vedere fiscal, cum putem să facem cererea de pensie, să vedem ce mai este nou când vorbim despre cetățenie și eu am câteva noutăți. Am câteva exemple să vă dau astă seară. Aș fi vrut, dacă era posibil, să vorbim puțin și despre declarațiile de venit care se pot face în acest moment, pentru că multă lume este panicată. Nu mai este sete 30, nu mai pot să fac sete 30, ei bine, pot să fac oricum o declarație de venit. Și totodată vă invit să fiți alături de noi pe pagina de Facebook Romit TV. Acum suntem în direct. Adresați-ne întrebările dumneavoastră, adresați-ne părerile dumneavoastră, cu bune, cu rele, așa cum sunt ele. Noi promitem să le ascultăm, să vă răspund sau să vă răspundem acolo unde reușim. Și din nou, bună seara, Cristina! Bună seara! La ce te gândai? La deci eu vorbeam cât de repede, aici... Cât de repede ai explicat totul! Sau altul. Și putem să spunem la revedere! Dacă n-ar trebui să mai și eleaborăm, deci ai spus exact totul ce trebuia să spunem. Eu voiam să încep și să-mi spui dacă ești de acord cu mine astă seară, să vorbesc puțin despre cetățenie și da. Voi spune de ce asta. Okay. În primul rând, pentru că o constat o creștere netă, deci din da. Punctul meu de vedere, foarte multă lume, noi vorbesc acum despre cetățenii români, da? Foarte mulți cetățeni români sunt interesați de cetățenia italiană. Față de ceea ce a fost în trecut, față da. De ceea ce era în trecut. Da, cu toate că a avea cetățenie în acest moment presupune a avea un atestat de limbă italiană. Cu toate că foarte multă lume în această perioadă a părăsit Italia și s-a întors în România. Foarte mulți. Vorbim da. De foarte mulți, da? Cu toate acestea, cei care au decis să mai rămână, chiar dacă au o anumită vârstă, și acum vorbesc despre categoria persoanelor peste 50 de ani, chiar dacă au decis să rămână doar, să mai rămână în Italia doar câțiva ani de zile, au decis și să facă cererea de cetățenie. Da. Da? Și nu mai contează vârsta, dacă ai observat. Și nu mai contează vârsta. Și persoanele care ajung și eu... cât de cât spre pensionare, oricum decid să facă acest lucru. Și eu am așa câteva întrebări pentru tine. Uite că îmi vin în minte acum, în timp ce vorbesc cu tine despre acest subiect, îmi vin anumite exemple pe care le-am avut chiar săptămâna aceasta în curs, da? Dar ce aș fi vrut să vă reamintesc este că se susține examenul de limbă italiană pentru cetățenie în luna noiembrie. Școlile, să zic așa, sau instituțiile cu care eu colaborez ca birou, cu care noi colaborăm ca birou, în luna noiembrie susțin două examene, mai exact unul în data de 15 noiembrie și altul în data de 28 noiembrie. Cine este interesat, este bine să sune cât mai repede la noi la birou, eventual rugăm pe cei din redacție și să regie să afișeze numărul de telefon nostru. De la birou, în așa fel încât să vă înscrieți cât mai repede. Înscrierea presupune doar cartea identitate și codice și cod fiscal, da? Iar pregătirea, să zicem, o aveți din partea mea, în ce sens? Vă explic mai exact. Vă pot transmite anumite exerciții care au fost care au stat la baza examenelor din anii trecuți și pe baza acestor exerciții dumneavoastră puteți să vă verificați nivelul dacă sau să exercitați efectiv, da? Să vedeți dacă reușiți să susțineți examenul respectiv. Oricum ar fi, examenul se desfășoară într-o singură zi, pentru că multă lume zice, ei, da, dar eu nu am timp să mă duc la curs, ce fac, cum fac, eu lucrez. Nu, ne trebuie o singură zi. Nu ne obligă nimeni să mergem la curs dacă nu dorim să mergem.
La curs, să spunem, merge care ori se simt nepregătiți, ori într-adevăr sunt de puțin timp în Italia, cel care are 5 ani de reședință poate că se simte nepregătit, dar cel care are 20 de ani de lucru în Italia și de 15 de reședință spune, eu am locuit cu italieni, am lucrat cu italieni, am vorbit cu un italian, am copii acasă cu care am făcut lecțiile în italiană, nu am nevoie să merg la curs, așa că pot să mă scriu direct la examen și în ziua respectivă vom da 4 probe, mai exact, scris, citire, oral și ascultare. Ascultare adică o înregistrare audio pe care apoi trebuie să... o înregistrare audio, iar apoi trebuie să răspundem la anumite întrebări în scris, da? Referitor la acel audio. Dacă sunteți interesați, sunați-ne. Încă o dată rog pe cei din regie să afișeze numărul nostru de telefon de la birou pe ecran. Eu încă nu-l văd. Acum se vede. Se vede. Ok. Veți vedea că eu susțin acest lucru. Încercați să faceți examenul și după examen să pregătiți dosarul de cetățenie. Noi vă putem ajuta și cu pregătirea dosarului. Ok. Până aici totul bine. De ce ne trebuie cetățenia? Toată lumea întreabă, mi este folositoare, la ce îmi trebuie, ce fac cu ea, ce mai fac eu cu ea dacă am 60 de ani? Ce zici, Cristina? Depinde de fiecare, de motivele lor personale. Clar, sunt persoane de la 60 de ani care vor sau decid să rămână aici. Da? Efectiv vor să termine cu burocrația, testa de sojorn, medici și alte cele, pentru că la o anumită vârstă ajungem și noi săraci de noi să avem nevoie de foarte multă asistență medicală, să spunem așa. Da. Și în cazul acela întotdeauna se pune problema în ceea ce privește testa sanitară, medicul și alte cele. Bravo. Mai ales dacă e și badantă și poate nu se renuiește contractul în fiecare an și tot felul de alte cele. Deci, în primul rând, acolo, după care, ceea ce vreau să menționez, ceea ce foarte multe lume confundă, să spunem așa, dacă nu luăm cetățenie italiană, asta nu înseamnă că nu avem dreptul la pensia italiană. Deci, stop! Asta este, ai pus punctul pe ei și este foarte bine. Asta s-o știe toată este lumea. Este contribuția mea. Pot să lucrez în America, pot să lucrez în Spania, în Anglia, în Italia și la final să cer pensie, da? Da, deci aia pentru nu are nicio legătură, deci stați liniștiți, chiar dacă nu aveți cetățenie nu italiană, nu pierdeți contributele vărsate și nu pierdeți pensia, cota de pensie care vă așteaptă, indiferent care ar fi situația, da? Corect. Logic, trebuie să avem reședință, mai ales când facem cererea, sau dacă suntem în România și nu mai avem reședință, se face direct din România. Pentru anii respectivi trebuie îndeplinite anumite condiții și totuși pensia care vă așteaptă vă va aștepta fără nicio problemă, da? Iar în ceea ce privește persoanele tinere, este în primul și în primul, depinde de dacă vorbim despre minorii care s-au născut în Italia, care au deja o agevolare, să spunem așa, nu agevolare din punct de vedere, aparte bănuți și una alta, dar au o agevolare din punct de vedere timp, pentru că știm foarte bine că minorii născuți în Italia, ca să aibă cetățenia, este timpul foarte scurt, față de cel făcut prin procedura standard, care durează un 3 ani de zile. La momentul de față. Cel născut în Italia primește cetățenia la 18, doar la 18 la ani. 18 dar ani, dacă unul dintre 19, părinți între da, timp clar. Devine cetățean italian, clar, și minorul... Și da, dar vreau să zic ca idee. Deci ei, clar, știu că sigur tu ai mai vorbit și ai specificat acest lucru. Minorii născuți, atenți, născuți în Italia, nu născuți în România de mici și după aceea aduși în Italia. Nu contează că au venit la primul an de viață aici, asta nu le dă dreptul să-și ia în automat cetățenia la 18 ani, din păcate. Doar cei care s-au născut în Italia și care au frecventat școlile obligatorii în Italia. Deci dacă noi ne-am născut în Italia și după aceea am plecat în România sau în America sau în Australia, în orice țară posibilă, undeva la când eram în clasa a treia și ne-am întors la 18 ani și vrem cetățenie italiană, acest lucru nu se va întâmpla, pentru că totuși trebuie să avem niște condiții minime pentru a putea cere această cetățenie. Și logic, automat, dacă părinții nu au avut posibilitatea să facă cererea din diverse motive, ok, logic, copiii născuți poate să facă, dar poate să facă numai între 18 și 19 ani. Au deci doar un an de zile la dispoziție. Nu poate să facă tot timpul. Adică când vor ei, din cauza că sunt născuți în Italia, au dreptul acesta. Deci trebuie să fim atenți în perioada respectivă, mai ales cei care locuim în Roma, pentru că cei care locuim în, să zicem așa, în orașele ăștia mai mititele, mai la periferie,
deja primesc ei cereri. Mie mi s-a întâmplat și Guidonia, Tivoli, în zona aia primesc spre noi. Scrisoarea acasă, primesc da. Scrisoarea acasă în care ei anunță că au posibilitatea să facă această cerere și nu au probleme. Din păcate, Roma, știm că este un oraș, este o capitală în primul și în primul rând și avem foarte, foarte multe persoane în această capitală. Din păcate, Roma nu transmite aceste este letere. Este o metropolă. Așa că dacă dumneavoastră da. Nu vă pregătiți și, bineînțeles, nu veți încerca să înțelegeți care sunt documentele, nu veți merge să verificați care sunt documentele necesare să le pregătiți ca să mergeți să faceți această cetățenie, copilul va pierde această oportunitate de a avea cetățenia, nu știu, 6 luni, un an, cât durează? Are doar un an de zile la dispoziție. Eco. Nu mă refer cât durează de când face cererea de cetățenie. Poate să dureze doar câteva luni de zile, pentru că deci asta știam dacă că era un avantaj foarte mare. Da, doar câteva luni de zile. Tocmai. Așa, și după care, bineînțeles, la cum mai știu eu și cum a fost și cazul meu, bineînțeles, am venit de la o vârstă destul de fragedă în Italia. M-am angajat la o societate care mergea super ok, mă înțelegeam bine, după care m-am și căsătorit și am luat și o casă, logic, cu credică, să luăm o casă în Italia, în momentul de față cu bancheș nu ne permitem noi, dar într-un fel sau altul ne-am obișnuit cu mentalitatea, ne-am obișnuit cu oamenii, ne-am obișnuit cu țara, ne place foarte mult și am decis să rămânem aici efectiv până la bătrânețe. Poi, după aceea, la bătrânețe încă nu știm ce vă face. Ce se întâmplă mai departe, vom vedea. Da, și atunci, în condițiile acelea, logic, să zicem așa, cea mai ușoară și logică decizie este să-ți iei cetățenia, pentru că mi-aduc aminte și când am născut-o pe Eliza, care era încă un minor și încă nu a avut să Eliza la un an de zile, cât de cât când avea Eliza un an de zile ne-a ajuns, de, să zicem așa, jurământul. Am avut foarte multe zile care le-am pierdut, ducându-mă din cauza că eram încă cetățean român și copilul, travirgolete, rezulta cetățean român, pentru că noi încă nu aveam jurământul. Efectiv, trebuia să pierd zile întregi, între buste paga, să-l aduci de la datorul de la Voro, da. Tot felul de declarații că încă lucrezi la acel datorul de la Voro. Să te duci să iei atestatul tău de sojorn, dacă nu era permanent și trecuseră 5 ani, să ți-l refaci pe al tău, după care să iei documentele românești, trebuie să iei și documentele italiene și busta paga părintelui celuilalt. Adică trebuia să te duci efectiv cu tot dosarul după tine ca să faci o testă sanitară pentru un minor de 3 luni, 6 luni de zile, da? Așa că noi deja oricum aveam... Pe când dacă ai cetățenia italiană... Pe când dacă ai cetățenia italiană, este ușor, nu te duci, nu faci nimic. Adică te duci cu documentul, poate nici dacă documentul... Dacă ai cetățenia italiană, chiar dacă tu matur, nu mai ai un contract job, de muncă... Nu mai ai nimic, tu oricum, oricum statul italian este obligat să-ți dea ție asistență sanitară, pentru că ești cetățean Slavă italian. Domnului, funcționează așa, da, adică primești testera sanitară da. Acasă, chiar dacă nu mai am un loc de muncă. Bravo! Eu am avut așa întâmplare în timpul pandemiei, când mama a pierdut locurile de muncă. Știm cu toții ce s-a întâmplat în 2020, da? Mai ales cei care lucrează în casă la alte persoane și nu sunt fixe și merg, da? Merg la ore. Ei bine, totul s-a oprit. Și în acel moment, iată că atunci expira și testera sanitară, exact și în perioada aceea. Mai da? Spune, știm ce se mama întâmplă a primit-o cu testera acasă, sanitară, da, după aia. A primit-o COVID-ul. Acasă prin poștă, mi s-a părut fantastic acest lucru, pentru că am zis, uite, să ai cetățenie italiană nu înseamnă doar privilegiul de a putea călători fără viză în America. Nu înseamnă doar privilegiul de a putea călători în spațiu Schengen cu ușurință. Nu înseamnă doar privilegiul, că sunt anumite privilegii. Da? Logic, să ai cetățenie italiană, în primul rând, înseamnă să ai dreptul la sănătate. Fără ceea să ce este foarte important. Este extrem de important. Este în ziua important de azi, mai ales în Italia. Ziua de azi e foarte important. Italia, pentru că știm foarte bine că sunt foarte multe persoane, nu numai cetățeni români, cât și moldoveni, care au persoane rude și cei iubiți, care efectiv ajung, bine, cel mai mulți ajung cu probleme de cancer, de insomma, sunt un pic mai grave, sau vin depistați copii cu probleme foarte, foarte grave și primul lucru este să vină în Italia, pentru că se știe că sistemul sanitar, mulțumim lui Dumnezeu, în Italia încă funcționează și încă îți dă o posibilitate să trăiești. Ceea ce în România, din păcate, nu putem să spunem același lucru. Da, corect. Nu mă refer la toate lucrurile, pero, să zicem la astea mai grave, chiar se vede.
Și aș fi vrut să vă dau, să vă explic sau să vă povestesc o experiență mea avută de curând cu un domn de cetățenie română căsătorit cu un cetățean italian, da? Și dânsul la telefon îmi zice: am nevoie de o programare, vă rog, vreau să vin la dumneavoastră, am înțeles de la un prieten că faceți așa dosar de cetățenie, puteți să le pregătiți, vreau să mă ajutați, dar oricum să știți, eu am toate documentele pregătite. A, zic, da, da, am și examen, am totul pregătit, vreau doar să veniți să mă ajutați să fac cererea de cetățenie online. Vine domnul, drept urmare, i-am dat și programare foarte târziu, la 5:30, gândindu-mă că are toate documentele pregătite. Ei bine, avea un certificat de naștere vechi, la care nici nu voia să renunțe, mi-a zis: dar eu rămân fără certificat. Acum, zic, da, vi se întoarce altul nou din România, eu vi-l schimb certificatul acesta, nu putem să-l folosim, nu se poate apostila, nu se poate traduce, nu este acceptat de către statul italian pentru cetățenie, nu pot să-l folosesc. Și, dar cum? Rămân fără certificat? Îi părea rău efectiv de acel certificat. Pe de altă parte, perfect, da, mulțumesc că am observat. Pe de altă parte, îmi zice: am certificatul de căsătorie, sunt căsătorit în Italia din 2016 și soția mea este cetățean italian. Zic, foarte bine, dar certificatul de căsătorie era tot din 2016. Ei bine, nu funcționează așa. Pentru că în Italia știm foarte bine certificatele, ar trebui să știm cel puțin, da? Certificatele de stare civilă sunt valabile 6 luni de zile. Pe unele dintre ele chiar este scris, să știți. Altele, în schimb, chiar dacă omit această frază în subsolul paginii, să știți că în 6 luni de zile se poate face orice modificare de stare civilă. Că este o naștere, că este o căsătorie, că este un divorț, că este o separare. Te referi și la, da? La plurilingue? Și cele plurilingue. Este cel mai bine în momentul în care fac o cerere de cetățenie, care se bazează pe documente italiene, da? Să fie cât mai actualizate. Mă refer chiar și la cele de reședință, pentru că în 6 luni de zile eu pot să-mi schimb reședința. Deci dacă am un certificat de reședință de acum, în februarie, să zicem, da? Este bine să verific dacă reședința actuală este cea de pe, din cartea de identitate. Sau, bineînțeles, am certificatul de reședință pe care eu trebuie să îl cer, storico di rezidența pe care trebuie să îl cer de la primărie. Acela, dacă este de acum un an de zile, deja nu mă mai ajută. Da, clar. Da? Este bine să evit orice dubiu, orice, nu greșeală neapărat, pentru că nu este o greșeală, dar este bine să evit orice obstacol ce ar putea, nu să-mi împiedice cetățenia italiană, ci să mă regăsesc mai apoi cu un refuz din partea ministerului. De ce zic asta? Cererea poate fi refăcută. Nu e o tragedie, nu s-a întâmplat nimic. Nu mi-expiră nici taxa aceea de 250 de euro, nu expiră nici marca d'abolo, avem un cazier care este valabil 6 luni de zile, foarte probabil să nu expire nici acela, certificatul pe care l-am obținut pentru limba italiană nu expiră nici acela, deci cererea poate fi refăcută. Dar pentru dumneavoastră înseamnă timp pierdut, bani pierduți, da? Și înseamnă că de multe ori am prefecturi în Italia, nu mă refer la Roma, sunt prefecturi în Italia care dau un răspuns celui care a făcut cererea de cetățenie și după câteva luni de zile. Asta înseamnă că poate ați așteptat 6 luni de zile să primiți un răspuns dacă da, este în regulă dosarul, sau dacă nu, nu este în regulă și vi-l șterg în automat, și ați pierdut 6 luni de zile pentru o banalitate, pentru un certificat neactualizat. Așa că cel mai bine este să fie cât mai recente. Și mergând înainte cu povestea, da, cu povestea mea, cu experiența domnului, certificatul de naștere era cel vechi, certificatul de căsătorie era din 2016 și zic, bun, și certificatul de reședință, da, acesta. Zic, acesta este din 2012. Da, când am venit eu în Italia. Zic, da, dar dumneavoastră acum stați în altă parte. Nicio problemă, îl găsim și pe acela. Nu avea un certificat de reședință actual, ci unul din 2012, primul an când de fapt venise în Italia și prima reședință, pentru că apoi au existat alte reședințe, dar dânsul avea 3 copii ale acelui certificat de reședință. Și am zis,
Am zis, ascultați-mă, eu zic că este bine să o luăm de la zero, să vă spun cum se face dosarul și să vă dezamăgesc cumva, așa, între ghilimele, spunându-vă că nu aveți un dosar pregătit și că trebuie efectiv să începem de acum să facem, să pregătim documentele, dar avea atestatul de limbă italiană, ceea ce l-avantaja foarte mult. Și de ce atestatul dorea... Atestatul permanent îl avea? Avea. Avea atestat de ședere permanent și bună întrebarea, da, exact, ne trebuie acest... Mă așteptam să nu fie și ăla până. Era într-adevăr cerut cu mult timp în urmă, dar este singurul document care, dacă este permanent, ei bine, cuvântul asta înseamnă că este permanent, că nu mai trebuie actualizat. Oricum, a fost simpatică experiența la final și domnul era așa cumva amuzat de situație, pentru că a crezut că are toate documentele în regulă. Dar cel mai amuzant lucru la final a fost că mi-a zis un prieten al meu, avocat, mi-a spus să merg mai departe cu dosarul pentru că este bun. Da? Și am zis, zic, sigur, prietenul dumneavoastră, avocat, nu se ocupă de cetățenie. De imigrație, de imigranți, de cetățenie. A, nu, are alt sector, da, de care se ocupă, zic, este exact, evident, pentru că dacă vi se spune acest dosar că este bun, evident, se ocupă de altceva. Bun, acestea fiind spuse, aș mai avea câteva întrebări pe care le văd online. Două secunde, revin la ce vă spuneam mai devreme, aveți nevoie de informații despre cetățenie, doriți să faceți acel examen de limbă italiană. Rugăm colegii din regie dacă poate să mai afișeze din nou numărul nostru de telefon de la birou. Haideți să vă programați. Doar două secunde te întrerup, pentru că am avut o doamnă astăzi care a fost foarte fericită, pentru că a zis că ne-a căutat destul de mult la emisie. Dar în sfârșit a fost o emisiune în care am explicat cum se ajunge la noi în birou. Și așa a reușit să ajungă la noi în birou. Pentru că de fapt nu reușea să găsească adresa într-un fel sau altul, da? Deci, în cazul acesta, pentru că într-adevăr mi-am dat seama că niciodată nu am specificat, nu știu acum dacă scrie, da, scrie, colegii când afișează numărul de telefon scriu și adresa. La noi se poate ajunge în mai multe moduri, mai exact prin autobuz, avem metroul la circa 200 de metri, cu stația de metro A Ponte Lungo. Avem posibilitatea să venim cu trenul, care are stația de tren de la Tuscolana. Propriu așa se numește, Tuscolana, da? Care de obicei este pe traseul Fiumicino, Monterotondo, Cesano, Brăceanu, părțilele, adică... Sei bravissima! Da, pentru că vin cu trenul din cauza asta. Da, deci eu cu metroul pot să spun care este stația de metro. Deci de la Tiburtina venind sau din partea cealaltă, Brăceanu, Cesano, în părțile acelea, la Fiumicino, este foarte ușor de ajuns cu trenul. Avem persoane care vin din Civita Vechea, care au trenul și ajung foarte ușor, iarăși tot așa, pentru că este direct. Eu am persoană care vine pentru cetățenie de la Perugia. Da. Că, cu mașina. Da, nu, mă refer că cu autobuzele și cu trenurile. Da, glumesc, deci, glumesc. Autobuzele care sunt la noi în zonă și automat, dacă avem Via Gela, Via Noto, Tuscolana, Apia, deci suntem tot acolo în zonă. Suntem pe lângă San Giovanni, suntem pe lângă Redi Roma, piața Redi Roma, deci ajungeți destul de ușor. Important este că cel mai și cel mai aproape sunt metro A Ponte Lungo și stația de tren Tuscolana. Și puteți fără nicio problemă să ajungeți la noi de acolo, sigur, dacă întrebați persoanele pe Via Gela și Via Noto, poate Via Noto că e mai mică, nu, dar Via Gela clar este o stradă destul de mărișoară și n-au cum să nu o știe, da? Deci fără nicio problemă vă așteptăm și, bineînțeles, dacă sunați este mult mai bine, pentru că putem să luăm o programare, să nu veniți fără programare și să trebuiască poate să așteptați ore întregi acolo sau poate să nu reușim Știți nici cum? Măcar să vă primim în ziua respectivă, pentru că suntem nu neapărat pentru că suntem prea plini. Da. Mai mult de atâta, poate nu avem programul sau nu funcționează programul sau cum sunt eu, care ies un pic mai devreme, de obicei nu reușesc să iau anumite practici luând în considerare orariul care îl fac. Știți cum? Sau poate de că fapt, sunt colega nu mea, sunt mâine, de fapt. De fapt, colega mea vrea să spună, ne vedeți cât suntem de agitate și stresate, nu vreți să veniți fără programare ca să vedeți mai rău de atât. Nu, este mai mult de atâta să vă spunem și documentele care trebuie să-l pregătiți, pentru că dacă veniți, cine știe de unde, chiar dacă veniți din Laurentin,
Cluj-Napoca-Tulcea-Bistrița, sau dacă veniți din Roman Nord sau veniți de la Civita Veche, să veniți la noi, să nu aveți documentele necesare, nici măcar să vă putem face o consulență sau să vă spunem ceea ce trebuie să faceți, ar fi păcat, pentru că după aia trebuie să vă întoarceți din nou, să pierdeți timpul din nou, pentru altceva. Da. Și în ultima perioadă, țin să vă spun așa cu mândrie cumva, am văzut că și cetățenii moldoveni care sunt stabilize mult timp în Italia. Și de ce spun asta, care sunt stabilize mult timp? Pentru că noi avem posibilitatea să facem cererea de cetățenie după 5 ani de zile. Cine vă spune 4 ani nu se referă, nu știe toată procedura. Pentru că pentru a avea un atestat de ședere permanent am nevoie de 5 ani de reședință, 5 ani de venit declarat. Da? Acum, în ultima perioadă am avut foarte multe cereri ale cetățenilor moldoveni care sunt de mult timp în Italia, au depășit 10 ani de reședință sau au dublă cetățenie și cetățenie română și atunci pot să depună mai ușor și ei. Ei bine, în aceste cazuri, pentru cei dintre dumneavoastră care ne urmăresc sau care au prieteni în Republica Moldova, trebuie să le spunem că documentele se obțin din ambele țări. Adică două caziere, da, și România și Italia și Moldova, dacă am dublă cetățenie, două certificate de naștere și Moldova și România, două certificate de căsătorie, dacă sunt căsătorită, și România și Moldova. Totul e dublu. Totul este dublu. Este complicat, nu imposibil. Cererea este aceeași. E complicat luând în considerare cele două, că sunt două cetățenii. Cererea este aceeași, dar spre deosebire de noi, care suntem obligați să facem acest examen de limbă italiană, cetățenul moldovean care are sau a obținut permisul de ședere nu are această obligativitate, pentru că vă reamintesc, la un moment dat nu exista examenul de limbă pentru permis, după care a început să fie obligatoriu. Iar majoritatea cei care depun acum pentru cetățenie cu permis de ședere, nu atestat, permesso di soggiorno, au dat acel examen de limbă italiană, chiar dacă alt nivel A2. Eu tot timpul voi bate pe loc această întrebare. Nu-i cinstit, unii dau A2, alții B1. Eu știu că e dificultate un pic mai mărită la B1. Mă rog, nu vreau să facem polemică, fără să facem polemică, da? Dar haideți să rămânem pe același fir și vă spun așa, doamna Elena Teslovan, sper că am pronunțat corect, doamna Elena, ne întreabă următorul lucru. Eu mi-am făcut dosarul de cetățenie în 2019. Bun. Când în 2019? Când se lua doar cu permisul de ședere permanent, da? Bun. Până aici totul clar. L-am depus și după 2 ani mi-a venit răspuns că trebuie să fac școala, adică trebuie să dau examenul de limbă italiană. După 2 ani de zile răspunsul acesta e foarte târziu. Rețineți, vă spun un sfat prietenesc, poate și un trick, adică o șmecherie la treaba asta. De ce o numești șmecherie? Fiți atenți la următorul lucru. Am depus dosarul de cetățenie la începutul lui octombrie, pe 1 octombrie. Eu trebuie să stau cu ochii pe cererea mea ca în prima lună să primesc un răspuns. În prima lună nu am primit răspuns, încep deja să bat la porți, adică e-mail-uri, telefoane, de ce nu am acel răspuns? Eu nu pot să aștept 2 ani de zile răspuns că nu am un examen de limbă italiană. Eu aștept acel răspuns o lună de zile, după care dau examenul de limbă italiană, dacă nu am știut că trebuie să-l dau, și îmi reprezint dosarul, nu 2 ani de zile. 2 ani de zile este momentul în care eu ar trebui să primesc cetățenia. Nu a fost ceva la mijloc. După mine nu a fost plecat. Probabil că a fost 2020 la mijloc. Da, după care doamna Elena zice, revine și zice: ok, am făcut și școala, adică am dat examenul, l-am redepus în 2022, ceea ce este foarte bine. Dar eu, acum, cât trebuie să aștept? Alți 4 ani. Nu era corect să-mi dea răspunsul în 60 de zile? Iată că ce spuneam mai devreme. Bun, doamna Elena, în primul rând, dumneavoastră mi-ați zis la un moment dat că sunteți din Bolonia. Aveți o prefectură foarte dificilă. Răspund greu. Și din experiența mea, am avut clienți de acolo și răspund foarte greu. Roma, din fericire, răspunde în 2 săptămâni, maxim 3, dacă nu sunt chiar câteva zile de multe ori, uimitor de repede, da? Dar, într-adevăr, v-ați primit răspunsul foarte târziu, dar nu trebuie să așteptați 4 ani. Dacă ați redepus în 2022, legea era deja schimbată și trebuie să așteptați 2 ani
până la un maxim de 3 ani de zile, iar pentru al treilea an ar trebui să primiți un răspuns că se prelungește încă un an de zile. Adică, dacă știți că ați depus în 2022, vă faceți un calcul de 2 ani de zile preciși. Când cei 2 ani de zile s-au încheiat, verificați-vă frecvent, mă rog, cu anumită frecvență, da, dosarul. După ce s-au încheiat cei 2 ani de zile, începe să vă informați cu prefectura, să vedeți la ce stadiu este dosarul dumneavoastră și eventual să le cereți să vă răspundă, pentru că în felul acesta, ei dacă vor să prelungească pentru că nu este gata dosarul, trebuie să vă dea înscris acest lucru, da? Înscris pe portarul acela ALI cetadinanța, ca așa se numește, pe care intrați doar cu SPID. Bine? Și cu asta sper că am răspuns doamnei Elena. Și doamna Lili mă întreabă, am și eu o întrebare, pensia de cetadinanță. Revenim, doamna Lili. Acestea fiind spuse, eu zic să schimbăm puțin subiectul, pentru că mai avem întrebări și legate de alte, da? Okay. De alte, nu știu, problematici, să le zic așa. Iar timpul presează, trece foarte repede. Iată că doamna Mândru Rodica mă întreabă, ne întreabă. Am o întrebare, vă rog frumos, până pe ce dată se poate face declarația de venit, da? Mă refer la model unico. Clar. Mulțumesc. Clar. Clar. Deci, în momentul de față, declarația de venit unico are scadența undeva la 30 noiembrie, da? Nu știm acum dacă sunt cu ce zi cade, dacă cade sâmbătă și duminica, întotdeauna se dă până pe 1-2, când pică. Să fie o zi lucrătoare. De exemplu, cum a fost acum 30 septembrie, de a căzut sâmbătă, clar că SET Trenta s-a închis pe 2 octombrie, care a fost lunea, într-o fel sau altul, da? Logic, dumneavoastră aveți posibilitatea până pe 30 să-l faceți ca și declarație ordinară, într-un fel sau altul, da? Dar unico, după cum știm bine, poate să fie prezentat și un pic în retard, o să zicem așa, adică întârziere, adică până undeva pe la jumătatea sfârșitului ianuarie, dacă plătiți o sancțiune de 25 de euro, ulterior puteți încă să-l prezentați. Logic, vă convine să-l prezentați cât mai repede, nu să așteptăm până la în ianuarie. Dacă toți știți că aveți cadență acum care vine, suntem în octombrie la jumătate, deci numai bine mai avem încă o lună și jumătate, puteți să vă mergeți liniștit la cap și să-l prezentați, da? Asta a fost răspunsul. Perfect, mulțumesc. Cu plăcere. Și doamna Mândru zice mulțumesc. Perfect, mulțumim și noi. Bun, mulțumim și noi pentru întrebare. Haideți să îi răspundem și doamnei Lili, da? Care mă întreabă dacă pensia de cetățenie este aceeași cu reditul din cetadinanța, cu venitul din cetățenie. Deci, reditul din cetadinanța și pensia din cetadinanța este aceeași cerere, într-un fel sau altul, sau aceeași procedură. Diferența apare când împliniți 67 de ani. Până la 67 de ani, dumneavoastră vine considerată că luați reditul din cetadinanța. După ce ați făcut 67 de ani, vine considerată pensie de cetadinanță, da? Dar asta nu înseamnă că continuați să o luați în continuare pentru nesfârșit. Adică la nesfârșit. Dacă dumneavoastră luați pensie de cetadinanță, asta nu înseamnă că o veți lua tot timpul. Este pensie socială? Nu. Este ca și reditul de cetadinanță, un ajutor social. Este un ajutor social? Este un ajutor social. Se adaugă la pensia pe care o iau de drept, de vârstă? De contribuții? Vine considerată deja când noi facem mize, logic, noi luăm în considerare veniturile care noi le avem. Când veniturile care noi le avem, știm deja că avem pensie, nu? Și în funcție de pensia care noi o avem, automat se iasă un ize. Și în funcție de ize, automat se ia în considerare și se calculează pensia de cetadinanță. Deci da, vine luat în considerare deja pensia care noi avem contributivă. Da, deci se adaugă cumva dacă nu ajung la o sumă foarte mare. Deci, într-un fel sau altul, fac un exemplu ca să... Da, dacă exact, noi un exemplu concret. Dacă noi ar trebui să luăm o persoană, este singură în casă și are, fiind cu ize-ul destul de jos, în sensul că ia 200 de euro de pensie, de contribute, să spunem așa, da? Da, bun, bun. Pensia de contribute este 200 de euro, atunci, în condițiile acestea, noi ar trebui să luăm reditul, pensie de cetadinanță, 500 de euro pentru că suntem o singură persoană, plus 280 dacă avem afito, chiria, da?
atunci ar fi 780, nu? Din ăștia 780, logic, se scade pensia care ar trebui să luăm noi ca și contributivă. Care ceea ce luăm deja, 200. Care nouă ne iasă că o avem deja în NISE, nu? Da. Ca și venit. Și atunci, în condițiile acestea, ni se mai dă decât diferența. Nu e că se dă în plus peste. Se scade acel import. Pot să spun că statul italian consideră că eu aș putea, ar trebui să am un venit minim lunar de 780 pentru întreținere? Da. Deci dacă luați în considerare... O persoană. O persoană. Dacă luați în considerare, noi avem 780 de euro sau 800 de euro, sunt singur și am o pensie de contributivă de 780 de euro da. Și plătesc chirie, în condițiile acelea, chiar dacă ar face cererea de pensie licită, să nu l-ar aștepta, pentru că minimul nu ar lua, da. Este efectiv. Dacă avem 500, ar mai lua diferența până la 780. Adică așa funcționau cât de cât calculele făcute și pentru creditul ăștia cu pensia de cetățenie. Dacă locuiesc în casă cu fiul sau fiica, logic, dacă mai am și soț care ia... Dacă am o casă de proprietate, se presupune că la 67 de ani am reușit să o achit. Ar trebui. Și atunci este un pic de favorizată pentru că se ia în considerare de tracțiunea de casă, dar nemai având mutuă sau credit pe ea, automat s-ar putea îmi creează un patrimoniu. Îți creează un patrimoniu, o valoare imobiliară care rămâne între ceea ce este istatul și de tracțiunea de prima casă și ceea ce rămâne. Da. Deci, important la pensia de cetățenie este IZE-ul, în primul și în primul dar rând. Pensia de cetățenie, cum o numim, reddito di cittadinanza, da? Pensione di cittadinanza, să facem distinția. Dacă eu merg în România, nu o mai iau. Nu, deci aparte faptul că știm foarte bine, ca să luăm pensie de cittadinanza, în primul și în primul rând trebuie să avem minim 10 ani de reședință, din care ultimii 2 ani continui. Trebuie să fie continui. Deci, în primul și în primul rând, nu e că venim, ce știu... Bine, 10 ani de reședință, să zicem că îi avem, pentru că mulți dintre noi chiar sunt de 15-20 de ani în Italia. Da, dar știm foarte bine că noi, ca și colf badante, care este jobul cel mai întâlnit între români, să zicem așa, foarte multe ori au rămas poate fără reședință când am murit datorul de lavoră, a lucrat poate, a, iată, dar un n-a un alt privilegiu pe care mi-l oferă cetățenia italiană. Da, bravo. Nu poți să mai zic atunci că nu am avut reședința în Italia? Ba da, pentru că într-un fel sau altul, chiar dacă ai reședință, dacă ai cetățenie, ai și reședință. Deci nu este același lucru. Dar o ei mai, ți se oferă reședința mai ușor ca cetățen italian? Da, clar. Deci bine că ai întors la subiectul ăsta. Logic, da, eu, noi când avem reședință... Sunt elcane că simor de la coda cu ăsta. Când avem cetățenie, este același principiu ca și la tesera sanitară. Nu ai nevoie să arăți că ai contract. Deci noi și ca români, ca moldoveni, ca imigranți în general, ca persoane care nu suntem cetățeni italieni, când noi facem și un simplu schimb de reședință, deci noi avem deja reședința în Italia, dar trebuie să ne mutăm la o altă adresă pentru că am schimbat apartamentul, ne-am cumpărat casă, inclusiv dacă avem casă de proprietate. Atenție, nu înseamnă că dacă dumneavoastră aveți casă de proprietate, ei sunt obligați să vă dea ok-ul ca să vă mutați reședința în casa dumneavoastră de proprietate fără condițiile necesare. Care condiții necesare, dacă nu sunteți cetățean italian, înseamnă că trebuie să aveți un contract de muncă, să aveți o bustă pagă, să aveți încă atestatul de soggiorno, care într-un fel sau altul în baza contractului de muncă să fie încă valabil, să demonstrați documentele românești valabile, italiene, adică într-un fel sau altul trebuie să avem același șir de documente ca și cum ai face prima oară reședința în Italia. În schimb, când suntem cetățeni italiani, nimeni nu ne cere o bustă pagă, nimeni nu ne cere absolut nimica, decât, logic, dacă nu suntem cu contract de casă al nostru principal, în sensul al nostru de proprietate, automat ne trebuie un contract de chirie sau un fel de acceptare din partea proprietarului că putem să ne facem reședința în adresa unde noi ne ducem. Da. Dar în afară de aceste lucruri, care într-un fel sau altul să demonstreze pe care principiu mergem noi să locuim în casa respectivă, fiind cetățean italien, nu trebuie să prezinți niciun fel de alt decât document, pentru că ești cetățean italian. Poate, da, dar ți se poate cere o garanție, un contract de muncă, te iau, te primesc în casă, dar pentru a ști dacă fii sigur că tu îmi vei plăti chiria, arată-mi că lucrezi. Tu te referi la asta, la proprietar? La proprietar, nu la primărie. Deci ca să faci reședința, primăria, dacă tu ești cetățean italian, nu-ți cere nimic altceva decât
dreptul cu care tu te duci și te muți în casa respectivă, într-un fel sau altul. Că este de proprietate, că este de chirie, că este, ești un ospite la proprietar, pe ei nu interesează. Este de ajuns să arăți că cineva ți-a dat ok-ul să te muți în casa aia. Și cum ți-a dat ok-ul? Dacă ai cetățenie italiană. La nivel de, da, la nivel birocratic, evident ne avantajează. Și apropo de... vezi, un discurs deschide mereu altul, da? Apropo de rezidență, apropo de contracte de muncă, în momentul, este foarte multă lume care spune: eu lucrez la bătrâna mea, la familia aceasta de 3 ani de zile, le tot rog, le tot spun să-mi facă și mie reședință. Cine are un contract de muncă se poate adresa municipiului în care, de care aparține. Oricum aparținem de un municipiu, chiar dacă nu suntem rezidenți acolo, da? Și să știți, cu contract de muncă, oricum vă puteți face o reședință, se numește senza fissa dimora. Ce înseamnă? Primăria vă dă posibilitatea să vă faceți carte de identitate și respectiv testere sanitară. Veți avea o adresă, aceeași adresă o au toți cei care fac ca dumneavoastră. Nu înseamnă că aveți o cameră sau o casă sau efectiv un edificiu situat în, pe strada X. Înseamnă că dumneavoastră la poștă aveți o căsuță poștală. Da? Și dacă... care, din păcate, poșta ajunge odată la 3-6 luni de zile. Și ar trebui să mergeți să vă verificați din când în când această căsuță poștală, să vedeți dacă aveți comunicări noi. Acum, ca să fiu sinceră cu dumneavoastră, informați-vă bine, sunați-mă pentru aceste detalii, pentru că am avut un caz al Arte ieri, dacă nu mă înșel, 10 ani de muncă în Italia cu contract de muncă și nici măcar un an de reședință. Pentru că proprietarul casei în care stă familia respectivă, este vorba chiar despre o familie, soț și soție, nu a dorit să le facă contract de chirie, ceea ce mi se pare absurd. 10 ani de zile fără reședință. Bună seara! Cum vă numiți? Cum vă numiți și de unde? Bună seara! Adrian. Bună seara! Bună seara! Bună seara, domnul Adrian! Am o problemă. Deci mi-a expirat buletinul pe pandemie de 2 ani de zile. Care dintre buletine? Italian sau românesc? Ah, carte identitate. Și acum aș dori să refac buletinul. Ok, avem reședință în Italia? Da, am fost rezident până în 2013. Ați fost rezident. Nu mai aveți reședință în Italia? Unde am stat în chirie, m-am cancelat. Ok, și acum nu mai locuiți acolo? În altă parte? Ba da, dar stau în altă chirie. Ce s-a întâmplat? Unde stau în chirie, mulți care sunt înregistrați în apartament. Ah, ok. Deci stați cu chirie într-un apartament unde sunt foarte multe persoane înregistrate. Și mă gândesc că primăria nu mai permite... alte persoane acolo, da? Aveți un contract de muncă? Da. Este exact, dacă ne-ați urmărit cu 2 secunde înainte să sunați, 2 minuțele înainte să sunați. Numai ce am intrat în casă. Ok, perfect. Dacă ați intrat în casă cu ochii pe noi, este perfect. Glumesc, desigur. Puteți să faceți o reședință senza fissa dimora, așa se numește, senza fissa dimora. Ce înseamnă asta? Vă adresați municipiului în care sunteți dumneavoastră. Nu știu de ce municipiu aparțineți. Maximina. Roma, scuzați-mă. Da, este puțin în afara Romei, corect? E în Roma, Roma în interior. Ce municipiu Roma este? Ce municipiu? Ce număr? 12, ok. Adresați-vă neapărat municipiului. Mergeți în primărie la dumneavoastră acolo și întrebați de serviciu social. Serviciu social, da? Cu contractul de muncă la dumneavoastră, cu buste paga la dumneavoastră, cu codul fiscal pe care îl aveți, cu un document românesc valabil neapărat, da? Și le spuneți: eu stau în această casă de mult timp, nu mi se face reședință. Am nevoie de o reședință. Și veți vedea că veți face procedura la fel ca oricare altul care are contract de afito, doar că dumneavoastră vi se dă din oficiu, să zicem așa, o reședință fictivă pentru a putea beneficia de o carte de identitate și de o testă sanitară. O secundă, vă rog frumos să mă scuzați.
Să-mi iau ceva să-mi notez. Da, să scriu. Facem așa. Îl rugăm pe Emanuele să scrie din nou numărul nostru de la birou pe ecran, iar dumneavoastră, începând de mâine, ne sunați cu calm când aveți puțin timp și vă spun ce trebuie să faceți. Bine? Ok. Perfect. Vă mulțumesc din suflet. Bună seara. Deci mâine vă pot contacta pe numărul ce apare pe ecran. Da, exact. Exact, da? Și noi vă mulțumim. O seară plăcută. Seară frumoasă. Deci, mulțumim. Între ce ore ne putem auzi? Între 9 și 13, 14, 18. Iată o întrebare făcută bine. Bravo. La ce oră trebuie să... Mulțumim. Mulțumim noi că ne-ați contactat. La revedere. Da. În această seară cu domnul Adrian, universul a funcționat. A zis Mirela, acum vorbim despre reședință fictivă, da, senza fisa dimora, și după intru în casă, sun, ce vreau să întreb? Vreau să întreb cum pot să fac reședința. Bun. Asta nu, e karma, nu? Am atras cumva acest subiect. Bun. Și spuneam mai devreme despre această reședință pe care dumneavoastră oricum o puteți obține. Și povesteam colegei mele cum s-a întâmplat să aflu despre această familie cu care am luat deja o programare, care de 10 ani de zile are domnul, soțul, are contract de muncă. Acum o altă întrebare sau o dezvoltare a acestui subiect, și vine spontan acest lucru, este: dar dacă soția nu are contract de muncă, sau multă lume întreabă, cum pun soția acarico? Ce fac cu copilul ăsta? Dar dacă am un copil care nu lucrează și stă cu mine și vreau să-i fac și lui reședință, cum îl pun acarico? Nu te întreabă multă lume treaba asta? Nu? Ok? Ei bine, dacă în cazul reședinței, revin, da? Să păstrăm cumva firul logic al conversației noastre. În cazul reședinței, dacă unul dintre soți lucrează, dar trebuie să fiți căsătoriți, nu cum se întâmplă de multe ori, stau cu ea de 10 ani și căsătoria, ei, încă nu ne-am căsătorit. Bun, căsătoriți-vă, da? ca să fie. De multe ori le-am zis, ce mai așteptați? Căsătoriți-vă, da? Apoi, apropo de căsătorie, vă povestesc ceva comic fix. Mă rog, dacă sunteți căsătoriți și există un contract, un certificat de căsătorie, chiar dacă unul dintre dumneavoastră nu lucrează, în momentul în care fac cererea de reședință, pot să o fac pentru amândoi în același timp sau pentru soția care nu lucrează, și acolo declar venitul soțului. La fel, atașez contract de muncă, buste paga, etc., etc., dar și contractul, și, insist, contractul de căsătorie și certificatul de căsătorie trebuie atașat, certificatele de naștere în cazul în care sunt minori. Da. Foarte important. Da, foarte important. Pentru că lumea nu știe, da, deci când avem de-a face cu persoane acarico, da, și mai ales să demonstrăm relația între noi și ei. Trebuie să demonstrăm relația, să bravo. Printr-un document asta oficial. Era. Trebuie să demonstrez care, da, prin ce mă leagă pe mine relația de tine. Că este acarico și că nu trebuie să-l punem la avem în sete 30 sau că l-avem în declarația de venit unico, de unde rezultă propriu că este acarico, sau că l-avem în bustă pagă, ceea ce privește soția, că copiii avem asenie unico sau sete 30, dar ideea este în felul următor. Primul și în primul rând, când este vorba de soții sau copii care sunt acarico, trebuie să demonstrăm, dacă nu sunt născuți aici, mă refer copiii, că se rezultă de atunci, de imediat părinții, trebuie să demonstrăm că este relația aceea între noi. Da? Și atunci, în primul și în primul rând, soția putem să o punem acarico în cazul în care noi atașăm certificatul de căsătorie, apostila tradusă și legalizat, sau actul de căsătorie plurilingue, care multilingvă. Da. Ei, deci, dar deschizi iarăși o altă același lucru. Deschizi și cu copilul, un alt, da? Subiect pe care care pentru mine a fost tot timpul de dezbătut și niciodată nu a avut o definiție concretă. Certificatul ăsta de căsătorie, de naștere multilingv, da? Da? Nu ar trebui să fie reținut de primărie în original? Nu. Nu, pentru că foarte multe cereri de reședință acum se fac online.
Și nimeni nu te... Când tu te, ei îți dau un inițiu de la practica, nu trebuie să lași nimic. Îl faci online. Îl sunt faci de acord online. Cu tine. Dar în momentul în care prezinți originalul, eu acum vorbesc... Originalul, nu în cazul, în, care, în cazul în care faci online, nu. Nu. Încă sunt persoane care prezintă la Sportello prin programare. Foarte și îți dau un exemplu. Da, da. Și îți dau un exemplu. Cerere de reședință făcută online. Primăria nu a răspuns zero. În momentul în care am început să sun, să sun, n-am primit e-mailul, nu am avut timp să-l verific. Ba, stai că te trec la colega, n-am primit e-mailul. Haide, mai trimiteți o dată. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. La final, bună seara, rămâneți cu noi în direct, vă rog, rămâneți la telefon. La final, da. Persoana respectivă a trebuit să ia programare să meargă la Sportello. La Sportello i-au zis mie, mi-a dus documentele în original. Certificatul de căsătorie plurilingue, multilingvă i-a fost reținut. Nu știu ce să zic. Ar trebui să aibă valabilitate o singură dată. De asta spuneam noi de valabilitatea lor de 6 luni de zile. Certificatele sunt poate multilingve. Și doar din cauza aia l-aș fi reținut pentru că nu mai avea valabilitate. Se poate. Da, exact. Bună pentru seara. Că după aceea nu mai vin folosite și oricum nu-i mai trebuia. Corect. Cu cine stăm de vorbă? Bună seara, Ioniță, sunt Ioniță Felicia. Bună seara, doamna Felicia. Doamna Felicia, vă auzim foarte bine. Se aude. Se aude cumva televizorul la dumneavoastră? O să vă rugăm să îl dați la minim, nu de alta, dar o să avem și dificultăți cu să ne înțelegem cu dumneavoastră. Ok, deci dau telefon. Ok, l-am dat la minim. Perfect. Acum, spuneți-ne, vă rog frumos, ce aveți nevoie de să știți de la noi? Alora, vorbesc românește. Da, da. Evident, doar românește. Ok, românește. Sunt venită în Italia din 93. Wow! Wow! O viață, am făcut și copii în Italia. Copiii mei sunt mari, sunt cetățeni italieni, soțul meu cetățean italian pentru că a obținut cetățenia. Din cauza burocrației, care în momentul când au obținut ei cetățenia, acum 10-15 ani, nici nu mai... Avea o limită de bani care, cioè o sumă de bani care trebuia mensilă, deci salariul trebuia să fie mare ca să intre un anumit număr de persoane. Adică, dau un exemplu, avea 1800 de euro, nu ajungeau pentru 4 persoane, trebuia să aibă 2000 de euro, ca și cum italianii cine știe cât câștigau. Nu, la noi românii ne cereau sumele astea. Pentru a obține cittadinanță. Eu nu am putut intra în familie ca să iau cittadinanță. I-am lăsat doar pe ei. Soțul meu are cittadinanță, copiii au cittadinanță. Eu sunt fără cittadinanță. Acum puteți depune. Care este problema? Da. Problema e că eu nu mai am documentele românești pentru că legile din 93... Da. Pe timpul acela eram considerați fugiți din România. Da. Și ne-au excomunicat și ne-au luat, eu n-am niciun document românesc decât pașaportul. Da, pașaportul este un document românesc. Nu mai am carte de identitate românească, nu mai am nimic. Bine, cert, pașaportul este un document. Doamna Felicia. Și pașaport, dar pentru ca eu să fac cittadinanța, îmi trebuie carte de identitate românească care eu nu o mai am. Nu, opriți-vă. Haideți să vă zic, pașaportul este un document românesc, da? Dacă este valabil, îl puteți folosi. Și vă mai zic ceva, nu ar trebui, cred că 90% dintre românii din Italia, inclusiv subsemnatele, da? Tu nu, da? Tu nu mai intri în categoria cu buletin? Avem în mod greșit buletine. Noi toți ar trebui să avem pașapoarte. De ce? Pentru că noi, după 6 luni de zile de permanență cu reședință legală în altă țară străină, ar trebui să mergem într-o secție consulară, să ne declarăm reședința permanentă în Italia și, în cazul nostru, în Italia, da? Și să ne facem un pașaport cu reședință în Italia, ceea ce nu ne mai permite să avem buletin. Noi acum avem, mulți dintre noi, repet, majoritatea, avem dublă reședință și nu este în regulă. Deci dumneavoastră aveți un pașaport
perfect valabil. Nu pașaportul este problema dumneavoastră, din contră, aveți un document corect făcut. Deci, dacă puteți să îmi dați informația aceasta, eu având pașaportul acesta, nu mai am nevoie de carte de identitate românească pentru Bravo. Cittadinanța. Perfect! Pentru că dumneavoastră, dacă citiți regulamentul și faceți cererea de cetățenie online, veți vedea că acolo scrie ori pașaport, ori carte de identitate, adică document intern al țării din care vin, da? Dar este un ori sau unul sau celălalt, nu amândouă. Nu doar carte de identitate, se spune document de identitate valabil, nu specifică trebuie neapărat buletin. Nu, ori pașaport, ori buletin în cazul nostru. Și de ce zic în cazul nostru? Pentru că suntem comunitari și pentru că buletinele sunt valabile. Pentru că sunt țări ale extracomunitarilor în care nu au voie, din care nu, ei nu au voie să prezinte cărțile lor de identitate, doar pașapoartele. Haideți că am vorbit mai devreme despre Republica Moldova, da? Și din Republica Moldova degeaba vin să fac o cerere de cetățenie cu buletinul din Republica Moldova. Nu este corect, nu este valabil, pentru că ei sunt extracomunitari, au nevoie doar de pașaport. Doar cu pașaportul poți să facă cererea. În cazul nostru, legea ne permite pentru că suntem, repet, comunitari, dar nu este obligatoriu. Am înțeles. Iar în ceea ce privește... Dacă s-ar putea să iau legătura într-un fel cu dumneavoastră, dacă puteți să mă ajutați. O să rugăm acum colegii din regie să afișeze din nou numărul nostru de telefon de la birou. Sunați la colega, după cum am explicat, între orele 9-1 și 2-6 după amiaza, de luni până 18. Vineri. Da? Și colega noastră vă va putea spune, pentru că sigur veți putea face cererea, luând în considerare că soțul lucrează și acum, nu știu cum era acum 10-15 ani, dar vă spun sigur că eu am luat cetățenia în 2016, adică dosarul l-am pregătit în 2014, și vă spun sincer că... Dar nici veniturile nu erau atât de mari. Asta vreau să zic, veniturile care ni se cereau erau undeva la 13.000 de euro ca să avem pentru două persoane, adică soț și soție. De unde ne sunați dumneavoastră? De la Latina. Din Latina. Și soțul în ce an a depus? Scuze-mă puțin, în ce an a depus soțul? Dacă copiii mei au... 25 de ani. Noi vorbim de ani, eu sunt de 30 de ani aici. Am înțeles, probabil nu contează de când sunteți, de când ați făcut cererea. 20 de ani, eu vorbesc de ani în urmă. De cetățenia soțul a cerut-o mai bine de 20 de ani în urmă, da? Da, în jur. Probabil era mult mai grea procedura atunci. Ok, deci luați în considerare că în momentul de față procedura, noi ce adevărat nu putem să facem, veniturile au scăzut mult. Veniturile au scăzut mult. Ceea ce putem să vă spun este că în momentul de față veniturile nu sunt așa de mari cum au fost, probabil cum au fost atunci, cum ziceți dumneavoastră, adică la doi copii și doi adulți, dumneavoastră până în 15.000 de euro, liniștită puteți să faceți cererea. Dar nu, doamna e căsătorită cu cetățean italian. Doamna nu are nevoie de venituri. Bravo. Și uite cum zice colega noastră, nu ne considerai că dumneavoastră sunteți căsătorită cu soțul care are deja cetățenie și bănuiesc care aveți încă aveți reședință cu dânsul în casă. Cum zice colega, dumneavoastră nici nu mai aveți nevoie nu de are venituri. Nevoie de venituri. Puteți să faceți cererea de cetățenie pe baza căsătoriei cu un cetățean italian. Da? Deci nu la dumneavoastră problema venitului nu se pune. Puteți să nu lucrați niciunul din casă, nu contează. Dar nu se pune problema veniturilor, da? Oricum, sunați la numărul de telefon care vi l-au fixat colegii noștri, o să-i mai rugăm încă o dată. Vorbiți cu colega mea Mirela și o să vi se specifice, totuși sunt nevoie de anumite documente, este nevoie de examenul de limbă care, nu știu dacă ați văzut emisiunea de la început, colega mea tot mai specifica, care din păcate acum aveți nevoie de el, poate pe ani, în anii respectiv nu era nevoie, dar de data aceasta, chiar dacă luați prin căsătorie, reședința, oricum examenul de limbă va trebui dat și numai bine, poate și aprofitați să vă înscrie colega mea în așa fel încât să depuneți dosarul cât mai repede, luând în considerare situația dumneavoastră favorabilă în cazul acesta, da? Da. Sunați și mâine și vorbiți și ea vă va explica ce documente trebuie să aveți și după care veți înțelege mult mai clar exact situația cât este de ușoară în cazul dumneavoastră în momentul de față, da? O altă domandă, vă mulțumesc foarte mult, sunt foarte, foarte inteligente și drăguțe. Pentru luat
cittadinanza. Una volta trebuia să mergem în România ca să luăm cazier judiciar. Procedura asta e încă valabilă? Este cazierul, ne trebuie, dar cazierul se poate obține din România, cum se poate obține din consulat. Și luând în considerare că dumneavoastră... Să fac tot drumul până nu, România. Nu, și luând în considerare că locuiți la Latina, clar trebuie să veniți la consulat la Roma și într-o dimineață rezolvați cu o programare, se rezolvă imediat obținerea certificatului. Dar certificatul, da, cum zice și colega noastră și cum noi de obicei sfătuim, este prima oară să se plece cu examenul și după aceea, pentru că de păcate... Să nu expire alte documente. Până când înscrieți, faceți înscrierea la examen, până dați examenul, până vine diploma, durează 3-4 luni de zile și așa numai bine dumneavoastră să nu cereți cazierul înainte de a obține aceste lucruri, pentru că ulterior cazierul într-o săptămână, două de bine de rău, consulatul vi-l dă, în schimb cazierul, după cum știți și dumneavoastră, are valabilitate de 6 luni și este păcat să-l cereți acum, ca după aceea să nu faceți în timp să depuneți dosarul și să trebuiască să mai pierdeți încă o dimineață la consulat ca să obțineți acest cazier. Da. Bine, noi vă mulțumim, seara frumoasă, la revedere. Da. Vedeți, dacă avem 10 persoane care au depus pentru cetățenie sau încearcă, eu sunt convinsă că avem 10 cazuri diferite. Da, clar. Pentru că fiecare a trăit o experiență diferită în funcție de ani, de schimbări, de ceea ce am fost sfătuiți la momentul respectiv. Trebuie să fim atenți la documente. Insist. Am toate documentele. Aparte aia, dar poate să fie documente cum mi s-a întâmplat. Mie îți aminte domnul cu Târgu Mureș? Da, și cu nume, propriu, schimbări. Adică, într-un fel sau altul, orașul a fost doar la... în două și într-un fel sau altul, deși scria inițial că e născut la Târgu Mureș, după aia era născut la... Și nu vreau să vă țin astă seara aici până la ora 10 să vă spun ce a însemnat modificarea a î din A și î din I. Și cum documentele italiene sunt scrise cu î din I și acum trebuie modificate pentru că în documentul, în certificatul de naștere apare î din A. Și toate deci fone, da. Da, deci este, din păcate, diacriticul este important. Pentru ei sunt niște detalii la care țin foarte mult și care vin refuzate dosare pentru acea literă. Ce să mai... Da. Din păcate, da. Deci... Nu este chiar așa de ușor cum se zice când spunem că trebuie să avem documentele acelea. De obicei, la noi, când vin persoanele, se verifică, da, veniturile necesare, se verifică documentele necesare, dar în primul rând se verifică și aceste mici detalii, care de fapt din mici detalii se refuză un dosar. Așa că este ok să întotdeauna să mergeți la un profesionist pentru a obține... Să știți, bineînțeles, nu cum a pățit doamna care după 2 ani de zile la Bologna a primit scrisoare sau răspuns și s-a specificat că trebuie să dea examen de limbă. Deci acolo clar ceva s-a întâmplat cu dosarul acela, adică dacă ești urmărit de un profesionist, profesionistul știe foarte bine ce să te sfătuiască și să spună deja că după o lună de zile, maxim dacă nu ți-a ajuns, după care tot profesionistul poate să te ajute să încearcă să facă presiune asupra prefecturii, adică sunt niște modalități. Da, e posibil să meargă totul bine și să faceți un dosar cât de cât ok în urma cunoștințelor dumneavoastră, sau este posibil să nu știți și să tot prezentați o cerere și la fine să nu ajungeți nicăieri. Adică este foarte important ceea ce se face, da? Bine, uite, nu mai gata, că da. Rămânem aici, da. am intrat noi puțin mai târziu, da, în direct, dar cu toate acestea am încheiat emisia puțin mai direct. Cinstit, țin să spun că ați fost mult mai activi astă seară. Îmi place ziua asta, am impresia că mâine e sâmbătă, dar nu este. Da, nu. Da, mâine mergem la serviciu eu. Și vă mulțumim că ați fost alături de noi. În numeroși în direct, mă bucur foarte mult, mă bucur că ne-ați și contactat, că ne-ați și sunat, mă bucur că reușiți să interacționați cu noi prin Facebook, prin WhatsApp, prin telefon, sunt diverse modalități în acest moment. Vă mulțumim pentru înțelegere, mulțumim din nou Romi TV, ne revedem peste 2 săptămâni. Urmăriți în pagina de Facebook, mai exact Mirela Iacob, pentru că acolo apar și postările mele efectiv cu ziua și ora când intrăm în direct. Și bineînțeles urmăriți Romi TV pe Facebook, care cu siguranță vă ține mult mai actualizat.
avertizați și vă ține la curent cu următoarele transmisii. Dacă aveți întrebări pentru noi, nu ezitați, indiferent de natura lor, bineînțeles să fie legate de cunoștințele noastre personale. Și cam atât pentru astăzi. Mulțumim frumos! La revedere, o seară plăcută! La revedere!